Ziua 537 Astăzi am să vorbim despre avansul ucrainean în direcția Velica a unde după ce forțele ucrainene au stabilit controlul asupra Staromaiorske, următorul pas logic a fost Uruz Haine. Ultima dată v-am spus că ucrainenii au scăzut intensitatea atacurilor la sol în această regiune, deoarece au observat cum rușii pumpau în ghilimele cu rezerve salientul. Ucrainenii au înțeles că aceasta era o oportunitate perfectă de a distruge mai ușor forțele ruse cu foc indirect, Imaginele geolocalizate din regiune arată cum ucrainenii urmăreau întăririle rusești și apoi vizeau concentrațiile de forțe cu foc indirect sau drone. Recent, recunoașterea ucraineană a confirmat în sfârșit că rușii și-au epuizat rezervele în mod semnificativ, motiv pentru care ucrainenii au început să crească treptat intensitatea operațiunilor terestre din nou. La început, marinarii ucraineni din brigăzile 35 și 36 ucrainene au lansat o serie de atacuri de sondare din nord și nord-est, Operațiunea a avut un mare succes, iar până la miezul nopții, forțele ucrainene au câștigat deja un punct de sprijin în partea de nord al satului. După cum s-a putut vedea din imaginea de prin satelit, partea de nord a satului este formată de fapt din mai multe puncte forte, deoarece rușii și-au săpat mai multe rețele de șanțuri în avans. În curând, ucrainenii au încercat să-și valorifice câștigurile recente și au început să atace alte puncte forte din apropiere. Surse ruse au raportat că ucrainenii și-au lansat tancurile și au oferit sprijin de foc de la distanță. Imaginea localizate confirmă că tankurile ucrainene au vânat, în ghilimele, întăririle ruse și au împiedicat pe ruși să se deplaseze liber prin sat. Drept urmare, forțele ruse nu au primit ajutorul necesar la timp și au fost nevoite să se retragă. Deoarece rușii aveau tranșee doar în partea de nord a satului, odată ce linia de apărare a fost partă, mișcarea ulterioară a forțelor ucrainene a fost mult mai ușoară. Dar cu toate aceasta, ucrainenii nu s-au grăbit să se deplaseze mai departe și au preferat să rămână în interiorul tranșeelor în așteptarea focurilor artilerie rusă, care era inevitabilă. În schimb, ucrainenii și-au asumat poziții defensive în partea de nord a satului, în timp ce alte unități marine pregăteau un atac surpriză. Și dintr-o dată, ucrainenii au deschis încă două linii de atac, dinspre est și vest, după cum s-a dovedit ulterior, ucrainenii au ascuns poduri de pontane în liniile copacilor și noaptea au creat un pasaj peste râu. Forțele ruse din partea de sud a satului au fost aproape încercuite, motiv pentru care și-au bădurat rapid pozițiile și au fugit. La început, surse ruse au susținut cu sinceritate că așezarea încă nu a fost pierdută și că forțele ruse se pregătesc să facă un contraatac în partea de nord a satului. Imaginele ulterioare geolocalizate au arătat că rușii au pierdut de fapt așezarea și au încercat să câștige un punct de sprijin într-un contraatac disperat. Dar unitățile lor de asalt au fost rapid eliminate cu buniții cu dispersie. Analiștii ruși au început imediat să dea vina pe comandanți pentru prăbușirea liniei de apărare. În general, analiștii au acuzat întreaga brigadă 37-a rusă pentru, și citez, eșecul organizării unei apărări coerente. Ulterior s-a dovedit că, virgulă, comandanții nu au reușit să și arcitez, insufle o disciplină strictă și doar să plâns de lipsa trupelor. În timp ce, în realitate, jumătate din trupele din rezerve din spate, și citez, erau un mod constant beți. Mai mult decât atât, cooperarea dintre trupe a fost oribilă pentru că unitățile de tancuri rusești frecvent au refuzat să ofere sprijin de foc în farterie de pe linie de contact. De aceea, rușii au pierdut înălțimele tactice din jurul Staromioscă și Rozhaine și au rosit sute de trupe în mașină de tocat carne din zonele joase chiar până când a fost imposibil, din punct de vedere fizic, să continuă acest lucru. Ucrainenii valorifică deja retragerea rusă din acest sat și chiar și-au stabilit controlul asupra mai multor puncte forte la sud de sat. Linia frontului va continua să se prăbușească, iar... iar, bătălia pentru Zavit Nebazaina a început deja. Mulțumesc frumos pentru că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă puteți abona la canal. Nu mă supăr și sper să ne auzim și mâine să menținem inițiativa.